Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a transmis comunicate și mesaje preventive privind măsurile de siguranță pe care utilizatorii trebuie să le aplice la exploatarea sistemelor de încălzire. Nerespectarea acestora a dus la izbucnirea a numeroase incendii în gospodăriile și locuințele unor suceveni. Din păcate, pe lângă pagubele materiale consistente, s-au înregistrat și victime cu arsuri sau cu atacuri de panică, iar unii proprietari și-au pierdut chiar viața. Doar în ultimele 24 de ore, pompierii militari suceveni au intervenit pentru localizarea și lichidarea a 10 incendii. Toate acestea au izbucnit din cauza coșului de fum necurățat sau neizolat corespunzător față de materialele combustibile. Suntem alături de populația civilă și continuăm să transmitem mesajul instituțional preventiv, care poate ajuta cetățenii să preîntâmpine evenimentele nedorite și chiar poate salva vieți. Coșurile, burlanele și canalele vor fi curățate obligatoriu cel puțin o dată pe an. În podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care scânteile să se răspândească și să constituie surse de aprindere. Coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor. Sobele vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate de persoane specializate și autorizate. Pardoseala combustibilă din fața ușilor sobelor va fi protejată cu o tablă de dimensiunile 50-70 de centimetri, asigurând astfel protecția față de căderea accidentală a jarului sau a lemnelor aprinse. Focul din sobe va fi supravegheat în permanență, nu lăsați copiii să alimenteze soba, evitați supraîncălzirea sobelor și nu se va încărca soba cu lemne pe parcursul nopții. Pentru instalațiile electrice se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecțiuni sau improvizații. Se vor utiliza numai siguranțe omologate în tablouri electrice. Evitați supra-solicitarea instalațiilor electrice. Instalațiile de încălzire, aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face pe principiul gaz pe flacără. Cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat și se vor stinge cu apă. Verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a instalației de alimentare cu gaze se va face numai cu emulsie din apă și săpun. Pentru încălzirea camerelor de locuit se vor utiliza numai aparate electrice omologate. Vă rugăm să tratați aceste recomandări cu maximă seriozitate pentru a vă proteja și pentru a vă transforma locuința în cel mai sigur și confortabil loc atât pentru dumneavoastră, cât și pentru întreaga familie. A transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, majorul Alin Găleată.